seara, prieteni! Discuția momentului în ceea ce privește Steaua este legată de una dintre cele mai vechi, dacă nu cumva cea mai veche, dintre secțiile sale sportive. E vorba de cea de călărie. Astfel, pentru ca suporterii steiști să fie informați corect, noi ne-am gândit să-l contactăm pe domnul Sorin Alexandrescu și să-i cerem să ne explice cum stau lucrurile. Bună seara, domnule Alexandrescu! Bună seara! Vă rugăm frumos să faceți dumneavoastră lumină în cazul ăsta și să ne spuneți, în primul rând, de cât timp sunteți la Steaua și ce performanțe ați obținut pentru clubul nostru. Eu sunt legitimat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua din anul 1983, neîntrerupt. Am obținut, sunt multiplu campion național de dresaj și multiplu campionat balcanic de dresaj. Sunt campion național de juniori și de dresaj și de obstacole. Cam astea sunt rezultatele. Ca antrenor, dumneavoastră, ce performanțe ați obținut cu caii pe care i-ați antrenat? Ca antrenor, la fel. Sunt multiplu campion național și balcanic, atât la dresaj cât și la obstacole. Mă ocup de secția de echitație din anul 2011. Sunt antrenor la secția de echitație din anul 2011. Deci putem să spunem că sunteți ceea ce străinii spun one man club, adică un om care toată viața și-a dedicat-o stelei. Da, gândiți-vă că a fost o perioadă în care aveam 80 de sportivi legitimați la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, dintre care doar unul era angajat, doamna Isopescu Magdalena, restul erau voluntari și sunt voluntari și la ora actuală. Care este rolul dumneavoastră în cadrul secției de călărie acum? Rolul meu este să o coordonez performanța sportivă, ceea ce este foarte greu, având în vedere că este un sport atipic, un sport cu costuri deosebite. Înscrierea sportivilor în competiții, antrenarea cailor, urmărirea sportivilor de performanță, toate cad în sarcina mea. Tot ce există performanță cad în sarcina mea. De cât timp vă ocupați de Sicher și de ceilalți cai? De calul Sicher mă ocup din anul 2006. Sicher se numește calul și este iapă, nu este cal. Ce puțin știu, nici măcar cei care au venit și au luat interviuri nu știu că ea este de fapt o iapă, este un ier. Calul Sicher, Sicher în ungurește înseamnă minunat, înseamnă un vis frumos. Cu calul Sicher din 2006, Clubul Steaua l-a achiziționat cu $6,000, iar în 2011 am primit o ofertă din Germania de 450.000 de euro pe acest cal. Iar în acest cal nu am investit decât eu. Atât competițiile internaționale, atât medicamentația, cât și pregătirea ei. Totul a fost făcut pe banii mei personali. Clubul Steaua, într-adevăr, a avut meritul că l-a cumpărat, a avut meritul că l-a întreținut, a avut meritul că s-au ocupat de ea cât au putut ei, dar celelalte merite sunt numai ale mele. Gândiți-vă că plecam la competițiile internaționale, chiar și naționale, singur. Adică eu șofer, eu antrenor, eu sportiv, eu îngrijitor, eu veterinar. Presupun că pe lângă toate aceste sacrificii ați investit și foarte mult suflet în acest an. Bineînțeles. Calul Sicher în toată această perioadă nu ne-a despărțit nici măcar o zi. Calul Sicher întotdeauna a fost lângă mine. Chiar și când am fost în altă locație, în Arcad, la Snagov, calul a stat cu mine la Tâncăpești. Tot la fel, pe banii mei. Am spus animal mai devreme, dar cred că greșesc. E vorba până la urmă de un partener. Suflet. E partenerul meu, familia mea, calul Sicher, dar nu numai calul Sicher, cam toți caii de la Steaua au fost partenerii mei și sunt partenerii mei. Gândiți-vă că eu îi știu de la bun început, eu știu de când le cădeau dinții. Gândiți-vă că eu am fost numai lângă ei, toți acești cai.
Câți cai de la Steaua au trecut prin mâinile dumneavoastră, ca să vă spun așa? A, nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun. Din cei care au fost fotografiați acum, în aceste zile? Din cei care au fost fotografiați în aceste zile, nu știu, am văzut, eu acum am citit articolul scris de, nu știu cum se numesc acest suporte. AS47. AS47, dar deși au venit să facă poze pregătiți. Gândiți-vă că o parte din caii aceia au fost donați de mine, în care am făcut performanță. Stați puțin, adică dumneavoastră ați dat cai pentru Steaua. Da, bineînțeles. De exemplu, Leona a fost donată de mine, Barbie Girl a fost donată de mine, Mureș a fost donat de mine, Zlatan a fost donat de mine, Oneiu Linda a fost donată de mine și am reușit cu ea să iasă multiplă campioană națională la ponei. Oneiu Linda. Deci toți acești care au fost donați de mine. Gândiți-vă dacă mă bucuram la banii care spun acești suporteri, așa zis suporteri, cu 1000 de euro dacă vindeam un cal, tot scoteam ceva din profit din acești cai, nu? Stați un pic, dumneavoastră ați spus la un moment dat că Schicker a primit o ofertă. Nu era de 1000 de euro. Ce anume? Ați spus la un moment dat că Schicker a primit o ofertă să fie achiziționată, dar nu era de 1000 de euro. Nu. Schicker a fost cumpărată de Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu 6000 de dolari. Și a fost ofertată în 2011 cu suma de 450.000 de euro. Ca urmare a muncii dumneavoastră. Bineînțeles, a muncii mele, un cal crește în valoare prin participarea la competiții internaționale, bineînțeles. Iar competițiile internaționale au fost plătite de către mine. În Ungaria, în Turcia, în Bulgaria, în Grecia, în Austria și ce mai mi-aduc eu aminte. Care este situația actuală a lui Schicker? E bolnavă până la urmă sau nu? Calul Schicker acum se fac investigații. Se pare că are o alergie. Urmează săptămâna viitoare, luni, să meargă la o clinică. S-a aprobat detașarea la o clinică pentru investigații. Pentru că în baza în care ne aflăm nu avem nici măcar curent electric. Deci stați puțin să facem o clarificare, pentru că acești suporteri de la AS47 au spus că totul este în regulă. Dacă iapa o să meargă la investigații, înseamnă totuși că nu este totul în regulă. Nu. Noi am mai avut un caz. Noi bănuim că este o alergie provocată de niște acarieni la nervul trigemen. Ea nu era învățată să stea în boxe de ciment. Ea stă în boxe de ciment și în cimentul acela sunt foarte mulți acarieni. Și acum, nu știu, este o prepoziție. Acum așteptăm și noi să vedem rezultatul investigației. Da. Referitor la ea. Da. Domnule Alexandrescu, spuneți-mi și mie că sunt curios. Este adecvat complexul de la Tunari pentru acești cai care sunt crescuți special pentru performanță, obișnuiți cu un anumit regim? Într-adevăr, ca și orice sportiv de performanță, retragerea și recuperarea este foarte importantă. Eu le-aș propune acelor suporteri care au venit și au făcut poze să stea și ei într-o boxă de 4 metri pe 4 metri 24 de ore. Și atunci am să-i văd și pe ei cum deprind anumite ticuri. Știți? Ticuri. Pentru că de plictiseală, anumiți cai fac anumite ticuri. Iar pozele pe care ei le-au pus în acel articol nu sunt din boxele clubului Steaua, sunt din boxele clubului privat. Interesant. Acolo sunt și cai privați. Unde stau caii privați. Am văzut o boxă care părea proaspăt văruită. Nu este boxa, nu este boxa clubului Steaua. Dacă vă uitați mai bine atent în pozele acelea, caii clubului Steaua stau în groapă. Adică au săpat, sunt mai jos decât nivelul liniei de graște.
Gândiți-vă că dacă boxa nu este dreaptă, caii nu se pot odihni. E normal, nu? Da. Sunt animale care dorm în picioare până la urmă, nu? Nu, dorm și jos. Ei se odihnesc și jos, nu numai în picioare. Dar boxa nefiind dreaptă, automat ei stau mai pe un picior, mai pe celălalt. Pentru că stau în groapă. De asta este nevoie de părerea unui specialist, pentru că noi, chiar dacă am fi fani ai călăriei sau fani ai cailor, nu suntem, nu avem cum să ne dăm seama dacă aceste animale au sau nu probleme. Și eu vă rog să ne spuneți care sunt problemele acestor cai ai stelei. Probleme de sănătate? Da, da. Și alte probleme, dacă nu doar sănătate. Nu pot eu să spun dacă au vă problemă sau nu au vă problemă. Asta este, doctorul poate să spună. Eu pot să vă spun din experiența mea de condițiile okay. De acolo. Dar din punct de vedere, nu pot să vă dau un răspuns sigur pe chestia asta. Povestiți-ne puțin despre aceste condiții. Păi până astăzi nu am avut voie să scoatem cai în terenul de antrenament. Gândiți-vă că un cal bătrân nu poți să-l călărești în fiecare zi. Chiar și un cal de competiție nu poți să-l călărești în fiecare zi. Sunt antrenamente specifice de dat la coartă. Iar noi, din păcate, nu am avut acces de dat la coartă. Astăzi a fost prima zi când a și dispărut afișul interzis de dat la coartă. Astăzi, după ce au venit suporterii, probabil că suporterii 4-7 sau cum se numesc ei, au făcut și o faptă bună. L-au convins pe proprietar. Noi n-am reușit în 6 luni de zile să-l convingem. Dar ne lase să dăm cai la coardă. Și gândiți-vă că la un moment dat, un cal stând în boxă, prinde anumite, are energie. Vă dați seama că nu poți să-l încareci stând 3 zile în boxă și nu poți să te urci în cârca lui fiind bătrân. Pe dumneavoastră, ce v-a convins să dați acest interviu în Gazeta Sporturilor? Ce ați urmărit dumneavoastră să obțineți prin acest interviu? Credeți-mă că am fost contactat de acest ziarist. Nu l-am contactat eu și mi-a pus întrebări, cum mi-a spus și dumneavoastră, și am răspuns exact cum vă răspund și dumneavoastră. Eu nu am niciun interes. Interesul meu este ca acești cai să fie sănătoși, să aibă o bătrânețe frumoasă. Acești cai până acum 6 luni de zile erau încălecați într-adevăr de către copii, de către juniori care mergeau la competiții. Erau antrenamente specifice de condiție fizică a călărețului, de reglarea poziției. Sunt chestii tehnice, normale pentru sportul ecvestru. Un campion olimpic sau un sportiv calificat la olimpiadă, să nu credeți că încalecă doar pe calul acela. Trebuie să încalece mai mult cal pentru a-și face condiție fizică, echilibru, pentru a-și dezvolta reflexele, mai ales la copii și juniori. Și din cauza pandemiei, acești tineri nu au mai avut acces la acest sport. Nu din cauza pandemiei. Nu din cauza pandemiei? Nu din cauza pandemiei. Nu au avut nicio legătură. Majoritatea copiilor care veneau acolo și-au suspendat antrenamentele pentru că n-au mai putut să mai îi punem călare. Nu am mai avut condiții. Am înțeles. Acești suporteri de la AS47 au prezentat niște imagini cu caii stelei. Vă rog eu să ne spuneți cât de relevante sunt ele pentru cazul de față. Adică poți să-ți dai seama dintr-o imagine dacă un animal e bolnav sau nu? Putem să facem poză unui om care este gras și frumos și poate în interior are ciroză, Doamne ferește, sau hepatită sau alte boli cronice. Nu dintr-o poză poți să dai seama dacă este curat sau sănătos. Știți? Da. O poză. Dintr-o poză nu-ți poți da seama dacă un cal este bine întreținut. În primul rând, dacă vă uitați bine la poze, caii sunt cam murdari. Sunt niște aspecte pe care noi, suporterii, nu le observăm. Și nu știu cum au avut acces acești suporteri în bază. Păi se pare că au fost lăsați. Păi înseamnă că au fost pregătiți cai și se aștepta această vizită. Dar din păcate au pozat numai ce au vrut.
Numai ce au vrut. De ce n-au venit suporterii când am avut probleme? Chiar aș vrea să vă întreb, suporterii s-au deplasat destul de rapid în acest caz la baza de la Tunar, dar la concursuri au venit suporterii ca să vă susțină? Nu. Îmi pare rău. Dați-mi voie atunci ca suporter steliști să-mi cer scuze eu în numele tuturor suporterilor steliști, pentru că de foarte multe ori ne ambalăm cu toții la sporturi precum fotbalul, handbalul, basketul și uităm de aceste sporturi cel puțin la fel de importante. Pentru că, din nou, o spun, secția de călărie cred că este prima dintre secțiile stelei. Asta este. Domnul Alex... Da, vă rog. Mie îmi pare rău că s-a ajuns în situația asta. Eu știu, eu sunt foarte vechi în clubul sportiv al Armatei Steaua și am prins foarte mulți comandanți. Mie îmi pare rău că a dispărut spiritul Steaua. În mine mai există spiritul Steaua. Și mă doare foarte tare când văd aceste neînțelegeri între noi, oameni. E o diferență mare între oameni și cai. Cai știu să ierte. Dar nu uită, dar iartă. Un cal care îi dă o cravașă merge mai departe și te ascultă. Un om, dacă îi spui o vorbă urâtă, se răzbună, știți? Da. Cam asta este diferența între un animal și un om, și mai ales dintr-un cal și un om. Da, îmi pare calul rău. Știe să ierte. Calul știe să ierte. Îmi pare rău că acești cai, nu știu, ajung să sufere. Să știți că nu... Nu este chiar atât, nu este trecut. Noi putem să ne revenim. Eu întotdeauna sunt o fire optimistă și sunt sigur că vom fi acolo unde am fost. Eu sunt sigur, cel puțin secția de echitație, sunt sigur că o să ajung acolo. Doamne ajută, asta ne dorim cu toții. Armatei Steaua. Da. Domnul Alexandrescu, vreau să pun o întrebare care este un pic mai sensibilă. Aceiași suporteri de la AS47 nu au dat numele dumneavoastră, a fost un gest cam plin de lașitate, dar cumva v-au acuzat că aveți un interes ascuns la Steaua. Au spus în postarea lor că dumneavoastră, mă rog, nu v-au numit pe dumneavoastră, au spus că unii angajați ar profita de pe urma bunurilor stelei ca să se îmbogățească. Dumneavoastră cum răspundeți? Eu pot să răspund cu un zâmbet. În primul rând, mă repet, din cei 11 cai, eu am donat 9 cai. Gândiți-vă, dacă vindeam un cal cu minim 1000 de euro la preț de un cățel, aveam 9000 de euro. Gândiți-vă în cât timp strângeam eu 9000 de euro din lecții de echitație. 1. 2 la mână, acești suporteri minunați care sunt suporteri, de ce nu au venit de pași de când caii au rămas fără mâncare și a trebuit să cumpăr eu din banii mei mâncare? Acești sportivi, acești iubitori ai stelei și ai animalelor, de pași de caii au rămas fără fân și eu am cumpărat fân din banii mei, da? Personal, pentru că nu puteam să las caii nemâncați. Da? Acești suporteri minunați, de ce n-au pozat și boxele sparte? Acest suporte, că sunt boxe care sunt sparte cu piciorul. De ce n-au filmat boxele acelea? Eu cel puțin am văzut aceste poze la Gazeta Sporturilor. Bun, de ce nu le-au filmat și pe alea, că nu s-au astupat? Păi unele mi s-au părut că au fost astupate, dar chiar... Nu au fost astupate. Nu știu, una dintre boxele pe care le-am văzut părea proaspăt văruită. Nu, aia nu este boxa clubului Steaua, este boxa unor cai privați care stau acolo. Nici de cum boxa unde stau clubul Steaua, boxa unde stau caii clubului Steaua. Înțeles. Pentru că eu știu, în primul rând, boxa aceea este dreaptă. Boxa clubului Steaua, unde stau caii clubului Steaua, nu sunt drepte. Sunt strâmbe. Domnul Alexandrescu, dar de ce sunt caii stelei găzduiți în asemenea condiții? Adică, până la urmă, vorbim despre Steaua București, care este cel mai important club sportiv din România. Eu nu înțeleg cum poate un privat să... Nu, cum s-a ajuns aici, vă spun eu. Noi, în 2014, pe 13 iunie, am fost dislocați pe Bulevardul Timișoara și am fost mutați în 24 de ore
la clubul jandarmerii după din Băneasa. După o lună și jumătate de după o lună și jumătate am găsit o locație la Snagov, la clubul Arcadia. Am stat acolo 2 ani și jumătate și la un moment dat proprietara bazei a spus că nu poate să ne mai țină pentru că vrea să renoveze. Și atunci am găsit această locație la acest domn, unde a construit într-adevăr un graști pentru a veni cu cai acolo, la rugămintea mea, la rugămintea mea. Și am stat cu cai până acum. Dar la un moment dat, lipsa investițiilor s-a ajuns în această situație. Trist. Ce o să se întâmple mai departe cu Shiker și cu ceilalți cai și ce ar trebui să se întâmple? Calul Iapa Shiker va pleca săptămâna viitoare la o clinică în Balotești, unde vom urmări evoluția bolii ei. Chiar astăzi am vorbit cu conducerea clubului și așa se va întâmpla. Și dacă deci au cedat. Ce anume? Au cedat în cele din urmă. Nu știu dacă au citat. Până la urmă, cred că i-am convins sau probabil că nu au fost informați corect. Ok. Cred că nu au fost informați corect. Dar am avut o ședință și până la urmă am ajuns la o concluzie că așa trebuie să facem. Cel mai bine pentru cal. Acum nu știu dacă au fost convinși. Și ce ar trebui să se întâmple mai departe? Mai departe vom muta într-o bază în Otopeni, într-o fostă bază de călărie, unde și aceea a fost dislocată, ne vom muta acolo. Astăzi am fost și am verificat situația actuală de acolo și cred că ne vom muta în 2 luni de zile. Și cu drag vă așteptăm să vedeți cai. Dar cred că un pic trebuie să ne organizăm. Cred că, în primul rând, trebuie să ne organizăm, cred că nu trebuie să ne mai certăm, trebuie să fim ascultați, trebuie să fim înțeleși. Asta am încercat să vorbesc și cu conducerea clubului. Nu este neapărat necesar să fii ofițer, să fii ascultat. Știți? Asta l-am și povestit. Nu trebuie să fim tratați ca și când am furat. Pentru că se poate demonstra că sunt și oameni care scot bani din buzunar. Gândiți-vă, Iapa fetiței mele, care a participat la campionatul european, vă dau un exemplu. Fetița mea face echitație. A făcut de la vârsta de 3 ani. A început cu noi, cu mine și cu soția mea. Până la vârsta de 12 ani, a schimbat 3 ponei și un cal. I-am cumpărat un cal. Gândiți-vă, calul fetiței mele, noi preconizăm că este în valoare, preconizăm că este în valoare de 150.000 de euro. Da? Gândiți-vă că vitaminizarea, gândiți-vă că oșea costă de oșea de performanță, nu vorbim de oșea de agrement. Oșea de performanță costă în jur de 3.000 de euro. Foarte. Gândiți-vă că un frâu, un pereche de pantaloni, un sacou, vitaminizarea, alimentația, cazarea calului, transportul, sunt foarte multe cheltuieli pe care noi le facem din propriul buzunar și cu ajutorul unui sponsor pe care îl avem de 9 ani de zile, Mercur Casino, mai nou Zodiac Casino. Cu ajutorul dânsului, noi am avut un sprijin foarte bun din partea domnului Sorin Florea, un mare stelist. Sorin Florea a fost în echipa de fotbal din 1986. Nu știu dacă se știe toată lumea, suporterii 47, nu știu dacă știu și chestia asta. Dânsul ne-a sprijinit foarte mult, dânsul este și, a fost și sponsorul lui Cătălin Bute. Numai așa se poate face pe performanță, cu bani. Știți? Dar din păcate, noi nu înțelegem chestia asta. Dacă o secție are o problemă, nu trebuie să-i dăm în cap. E ca și un om. Când este bolnav, nu e medicamentul. Noi trebuie toți să sărim în ajutorul acelei secții. Dacă are o problemă secția de scrimă, cu drag, toți ar trebui să ne mobilizăm să salvăm această secție, că de asta se spune echipă. Nu trebuie să spunem, nu mai ai rezultate, da, stai din buget, e greșit. Trebuie să urmărim unde greșim, toți ca antrenori.
și ca tehnicien. Foarte bine ați spus aici, cred că... Eu sunt curios, excelent, așa, să întreb pe cei din conducerea clubului sau pe ceilalți care vorbesc despre călărie, dacă au fost vreodată să vadă un cal de la secția de echitație. Știți? Eu sper că au fost. Eu nu pot să-mi dau cu părerea despre haltere atâta timp cât eu nu am fost în sala de haltere. Corect? Foarte corect. Și nu pot să-mi dau să spun o părere despre un antrenor de la Bob dacă nu-l cunosc. Da. Asta vă spun, dar dacă vrem într-adevăr să creștem clubul sportiv al Armatei Steaua, să fim unde am fost, noi cred că ar trebui să punem baza pe copii. Dacă vrem într-adevăr să ajungem unde am fost, trebuie să investim foarte mult în copii și juniori. Foarte mult. Și atunci o să vedem roadele peste 2, 4, 6, 8 ani. Eu sper că... care să vină cu un plan bine stabilit. Așa, dacă investim într-un sportiv care l-am luat din Mexic și l-aducem la rugby, vă dau un exemplu, aia nu e o rezolvare. Nu este. Aia nu e o rezolvare. Nu este. Nu este o rezolvare. Dar sper ca cei din conducerea clubului să asculte sfaturile dumneavoastră și să și facă, să pună în aplicare aceste planuri, pentru că sunt planuri corecte de viitor. Nu poți să ai un viitor dacă nu ai grijă de copii și nu poți să spui că ai o etichetă dacă nu ai grijă de bătrâni. Da. Foarte asta vă spun pentru că am crescut la clubul Steaua și știu spiritul. Eu știu spiritul Steaua mai bine decât alții. Eu când făceam călărie, cei care sunt acum ofițeri nu erau nici la școală. Credeți-mă. Iar dacă vreau să fiu ofițer, poate urmam o carieră militară și ajungeam ofițer. Dar eu mi-am văzut drumul meu de sportiv, de antrenor și de caii mei. V-am spus, prefer să stau cu caii decât să lucrez cu oameni. Dar, din păcate, mai trebuie să mai lucrez și cu oameni. Eu sper ca totul să se rezolve și caii să fie bine, să fie sănătoși, să se poată bucura și ei așa cum merită de viața asta, pentru că au adus cinste clubului Steaua și nu văd de ce ei ar trebui să fie tratați diferit de alți sportivi mari de-ai clubului nostru. Știți, haideți să vă dau un exemplu apropo de armată și de Steaua. Am fost la Somiur și acolo scrie pe un afiș mare: cea mai mare descoperire a armatei este scara de la Șaua Calului. Nu bomba atomică, nu bomba nucleară. Știți? Da. Și la ora actuală, cea mai mare descoperire a armatei este scara de la Șaua Calului. În momentul în care s-a descoperit scara, soldații au putut să călărească mai mult, au putut să tragă cu arcul, cu arma. Asta, da, s-a întâmplat. Da, așa este. Domnule Alexandrescu, eu vă mulțumesc pentru interviu acordat și încă o dată vă spun că sper din tot sufletul ca lucrurile să se rezolve și ca soarta acestor cai să fie cât mai bună. Eu sunt foarte optimist și sunt sigur că soarta caiilor va fi, adică ei vor fi bine, asta sunt sigur. A trecut printr-o perioadă mai grea, vom face analiză, vom lua sânge de la toți caii, ne vom duce în propria noastră bază și de acolo vom putea să creștem alți copii. Pentru că dacă nu avem copii, nu avem viitor. Da. Noi am avut un proiect și la Steaua București în care să luăm copii instituționalizați, în care să-i formăm ca îngrijitori, potcovari, chiar și veterinari, chiar călăreți, pentru că noi asta trebuie să facem, să creăm forță de muncă. Gândiți-vă că cam 30% din cei mai buni îngrijitori din lume sunt români. Sunt copii care au plecat din România, care nu aveau ce să facă aici. Și credeți-mă, un îngrijitor câștigă foarte bine. Câștigă cam cât un ofițer. Un îngrijitor, foarte bună. O idee foarte bună și o idee care se potrivește, cred eu, cu... armatei. Exact. Noi am vrut să facem școala regală de echitație Steaua București. Numai că, din păcate, am fost dislocați pe vremea domnului Ponta și din fostele grajduri și fostul manej s-a făcut bază de protocol VIP. Da.
Îmi pare Că atunci rău. nu mai erau suporte, știți? Când stăteam la poartă și mă certam nu, și ne certam cu cei de la DP și plângeam și caii erau slăbiți, nu știu unde au fost suporterii 47 sau cum se numesc ei, că nici nu vreau să le țin minte numele, că am altele pe cap și nu vreau să... Dar înainte să facă afirmații cine câștigă bani, ar trebui să se uite la ei. Sau ce au făcut în viața lor. Da. Cu toții ar trebui să facem asta. Din fericire, eu am o meserie foarte frumoasă. Sper să fiu cu Steaua, cu Steaua sau fără Steaua. Eu n-am auzit un om care să aibă o meserie să moară de foame. Dar, în primul rând, noi nu trebuie să nu uităm că un ofițer, soldat, subofițer, chiar și mai ales sportiv, trebuie să aibă demnitate și onoare. Dar noi, prin certurile astea, știți că vin prin spate, fac o poză, vorbesc cu proprietarul bazei, asta nu înseamnă că ai onoare și demnitate. Așa este. Vă mulțumesc, domnule Alexandrescu. Cu plăcere. Sper să se rezolve lucrurile. O seară plăcută. O seară frumoasă. O seară frumoasă.